Colonelul Mugurel Anton a fost răsplătit pentru activitatea sa de 30 de ani în armată. Este ziua când a fost răsturnată un regim de tristă amintire. Ne leagă pe mulți dintre noi de această zi. În cadrul colegiului prefectural, după cum avem obiceiul și am reglementat, vom face astăzi o decernare, vom consemna în carte de onoare a valorilor bucovinene reprezentantul armatei în județul Suceava, pe șeful garnizoanei armatei în județul Suceava, pe domnul colonel Anton Mugurel. Este un om deosebit, este o situație deosebită legată de luna decembrie, luna cu o deosebită conotație și ne aducem aminte că în cadrul Revoluției, primul element care a fost strigat de revoluționare a fost armata e cu noi. Armata este pentru popor, armata este cea mai veche instituție după cea statală care a apărat interesele, granițele și integritatea neamului românesc. Pentru toate aceste lucruri, în această lună, în luna decembrie, domnului colonel Mugurel Anton, îl răsplătim întreaga activitate și tot parcursul ca reprezentant al Armatei Române în județul Suceava și mânăm, după cum bine știți, această diplomă de excelență pentru domnul colonel Mugurel Anton. Domnul colonel, tot respectul din partea instituției prefectului și tot respectul din partea tuturor românilor pentru Armata Română. La rândul său, colonelul Mugurel Anton s-a arătat emoționat de primirea diplomei de excelență, subliniind că domeniul în care a activat an de-a rândul este nu doar o profesie, ci și un mod de viață. Sunt cetățean român și, conform Constituției României, articolul 55, aliniatul 1, îmi dă dreptul și obligația să-mi apăr România. Și vă rog să-mi permiteți să vă raportez că acest lucru îl fac de peste 30 de ani, sub diferite forme. Militar în termen, elev școală militară, ofițer activ, cu funcții de execuție și de conducere în mai multe garnizoane din țară, respectiv Galați, Pitești, Botoșani, iar din anul 1995 activez în cadrul garnizoanei Suceava. Colonelul a mai adăugat că este o onoare să fie militar al Armatei Române, fiind obligat să îndeplinească ordinele și responsabilitățile, dar și credința față de patrie conform jurământului depus.